We are back with The Sims 3 Hunger Games. Da, vă salut, îmi pare rău. Ce faceți? Eu mă distrez, da, nu știu de ce am atâta timp mai nou să fac filmulețe, poate pentru că se termină semestrul și nu ne pune nimeni să facem nimic. În sfârșit, acesta este un episod cu pedeapsă și recompensă, deci ne vom distra. Ghici pe cine ați votat să primească recompensa? Este oare Moș Crăciun, care își face duș acum? Sau Miley Cyrus, care se ceartă sau se... Da, sigur se ceartă cu Suleiman. Cristinica Ciobănașu, care nu poate fi văzută din cauza acestei porții aurite. Adriana Bahmuțeanu, urâta, care a ocupat patul. Vlad Țepeș, care doarme și el la etaj ca Suleiman. Să-l găsim și pe el, bocnă, perfect. Și Suleiman, pe care l-am văzut și adineori. Ghiși cine este câștigătorul? Cristinica Ciobănașu? Ce face? Nu, Cristinica, ești fraieră. Asta nu e ce trebuie, asta e pentru Miley Cyrus. Nu fi proastă. Ah! Deci, fetița asta este foarte stranie, pentru că ea a câștigat recompensa. Aceasta era pedeapsa, să mergi pe cărbunii încinși. Și era pentru Miley Cyrus, pentru că pe ea ți-a ales să o pedepsiți. Deci, Miley Cyrus, vino și fă-ți pedeapsa. Vei merge prin foc de 8 ori. Simte durerea. This girl is on fire. This girl is on fire. Hai dracu, mai repede. Trebuie să plec la școală. She's walking on fire. She's walking on fire. Mamă, ce mă enervează, trebuie să te încalci și să te descalci de fiecare dată înainte să calci pe foc. Păi ne apucă seara. Fast forward. Nu, stați, acum s-a plictisit să-și facă pedeapsa și se duce la WC. What is wrong with you, Miley Cyrus? Treci și fă-ți pedeapsa. Bine, Miley Cyrus își va îndeplini pedeapsa. După cum vedeți, ei îi place pedeapsa, așa că nu prea am nimerit-o. Deci, nu contează. Să vedem Cristinica Ciobănașu ce face. Oh, vrea să doarmă pe bancă împreună cu prietenul ei Moș Crăciun. Se pare că nu poate scăpa de Moș Crăciun. Știu, am ideea maximă. O să o căsătoresc pe Cristina Ciobănașu cu Moș Crăciun. Este cea mai tare chestie la care îmi puteam gândi. Fiind căsătoriți, o să poată împărți patul cel dublu. Deci ar fi super avantaj. Ok, acum Cristinica Ciobănașu era deja prietenă cu Moș Crăciun, dar acum se vor iubi, dacă aș putea. De ce nu vrei să mergi? Ce este neregulă cu tine? Miley Cyrus aproape și-a ispășit pedeapsa. Încă puțin. Gata, ai scăpat, du-te și fă-ți treburile. Fă ce vrei. Nu mă interesează. Între timp să... Au, gata, a mers. Cristinica Ciobănașu este prietenă la cataramă cu Moș Crăciun. Acum ei se vor iubi. Ciobănașa este cam agasată sexual de acest bătrân. Bănesc că nu o să poată avea copii, dar... Asta nu pentru că Moș Crăciun are 160 de ani și suferă grav, ci pentru că... Probabil Cristina Ciobănașu doar se aliază prin această căsătorie și nu pune romantism prea mult. În afară de acum, când o să se îmbrățișeze. Moș Crăciun nu o mai plânge pe Zăvoranu, nu se merită. Uite, se îmbrățișează. O să facem o nuntă în acest episod. Cel mai frumos cuplu. Complimentează-i personalitatea. Poi... Sărută-l. Moș Crăciun, când mă uit la căciula ta roșie, mi-aduc aminte de Lizuca din Dumbrava Minunată. Și eu, fiind lesbian în copilărie, am un crush pe tine. Acum mi-am dat seama. Și uită pe Miley Cyrus, care încearcă să se bage între iubirea celor doi. Aba nu, ea doar încearcă să doarmă. Ok. Bănesc că o să o scârbim cu aceste imagini.
de pedofilie incestuoasă. Propose going steady. Haide. Ok, ok, a acceptat. Perfect. Îmi pare rău pentru toți oamenii scârbiți de aceste imagini deplasate și grafice, dar... Na, glumesc, mă doare în cur. Propose marriage. Gata. Căsătoriți-vă. Moș Crăciun tocmai s-a comportat ca un gay ordinar. Zici că Moș Crăciun este femeia. Lol. Ok, acum să facem nunta. Mary Moș. Cristina Ciobănașu are și ea un vis. Mary Moș. Ok. Să ștergem aceste piste de bowling. Nimănui nu-i trebuie. Oh, da, și am uitat să-i ofer Cristinicăi acces în casă. Ok, Cristina Ciobănașu, de acum ai dreptul să stai în casă. Între timp eu o să pregătesc lucrurile pentru nuntă. Pam, pam. Partiz. Perfect. O să punem un bar să se îmbete toți ca proștii. Un tort. Oh, nu, un bufet cu chestii. Și cu tort de nuntă. Ah, da, este un tort de nuntă, este perfect. O să mai punem baloane. Trebuie o arcadă de nuntă. Dear God, what is this bullshit? Vă rog eu, uite, am găsit. Wedding arch. Este perfect. Ar trebui să o pun aici, pe această platformă frumoasă? Nu, că nu au loc. O să o las aici, pe jos, cui pasă. Ah, și aceste baloane nu sunt simetrice, unde mi-este simțul artistic? Ok, acum că avem totul, să dăm petrecerea. Sau poate că nu, pentru că este 11, o să așteptăm până mâine. Între timp să vedem ce fac restul oamenilor. Miley Cyrus doarme, Cristina Ciobănașu moare de somn, Moș Crăciun... Oh, nu, acum insula nu mai are niciun rost, pentru că poți să mergi pe gheață. What is this bullshit? Cristina Ciobănașu are drept la pat și văd că se duce tot în patul de la etaj. Bănuiesc că ar trebui să șterg acest pat. Vlad Țepeș unde este? Oh, a înghețat bocnă. Cum prevăzuserăm? Ei bine, bănuiesc că nu o să se întâmple același lucru cu Cristinica Ciobănașu pentru că are o nuntă de îndeplinit. Și haide să fim buni cu Vlad Țepeș și să-l dezghețe Cristina Ciobănașu. Na, unde ești, Cristina Ciobănașu? Așa. Dezgheață-l pe ăsta. Cum fac asta? Așa. Oh my god, îți bați joc de mine? L-ai dezghețat cu un uscător de păr? Și a și funcționat? Logic, level Sims 3. Pe asta n-o mai văzusem până acum. Doamne. Ciudaților. Așa, și în afară că dormi în aer liber, pe ger și frig și nu știu ce, s-a mai dezbrăcat și în chiloți și sutien. Bravo ție, fată! Adriana Bahmuțeanu discută cu Miley Cyrus, ele sunt prietene bune, văd. Se aliază împotriva Cristinicăi Ciobănașu. Ambele îl voiau pe Moș Crăciun, dar l-a luat Cristinica Ciobănașu. Asta este, Moș Crăciun este un macho și Cristinica a câștigat recompensa, de ce ea se va căsători cu el. Oh, nu! Asta este cumva jucăria de la Oana Zăvoranu, care era adineauri aici. S-a mișcat. S-a mișcat înseamnă că este posedată de diavol. Vreau să zic de Diana, care este sora mea, dar... M-am abținut. Trebuie să avem grijă de păpușa Oana Zăvoranu. Este un fel de Chucky și o să ne omoare pe toți. Deci eu doar v-am avertizat. Nu o să umblu la ea, o să vedem cum se dezvoltă această treabă, dar trebuie să ținem un ochi peste. Ce faci, Vlad Țepeș? Se uită la baloane. Ei, Vlad Țepeș, mă bucur că ți plac să fii mâine la nunta lor. Cuplul lui incestos. Să-i mulțumim Bonhildei că ne curăță frunzele din curte.
Ești proastă, de ce ai dat foc la frunze? Bahmuțeanu, le dai foc și apoi fugi? Vrei să ruinezi această nuntă? Cred că te-ai pus cu cine nu trebuie, Cristina Ciobănașu o să te omoare. Ești proastă, dai foc la celelalte? Piromana naibii. Ești o piromană, te urăsc. De fapt, acest foc văd că este destul de inofensiv. Ok, s-a terminat cu focul, a venit dimineața să sunăm lumea pentru la nuntă. Cristinica Ciobănașu, după ce te trezești tu la 11, vei suna... Oh, ți s-a spart telefonul? Haide, te rog, te-ai trezit să nu îngheți. Chiar dacă ai hipotermie, te rog. Ok, tipul de petrecere. Petrecere de nuntă. O să înceapă la 10 această petrecere. Cheamă pe Crumple Bottom. Cine o mai fi și aia? Cheamă-i pe toți acești necunoscuți cu ei pasă. Îmbrăcați în costum de baie pentru că este iarna. O să facem o petrecere la piscină iarna. Mereu mi-a plăcut să fiu excentrică, spuse Cristina Ciobănașu, care moare de foame. Nu-mi spune că deja ești însărcinată. Ok, dă drumul la muzică, este ziua ta specială. What? Acest cântec. De ce este acest cântec în Sims 3? What the fuck? De ce este acest cântec în Sims 3 și de ce este acest cântec în această limbă? Get back, baby, by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Ok, prea mult. M-am plictisit. Să avem această nuntă, zic. Toată lumea este la nuntă. Au venit toți necunoscuții. Cristina Ciobănașu, get married. Perfect. Nu plecați, toți au plecat. Toți au plecat. Nu plecați. Toți au plecat. Ok, Cristina Ciobănașu, du-te și mărită-te. Toți acești necunoscuți, urâți, oribili, care s-au îmbrăcat în costume de baie iarna. Lol, lol, sunt un troll. Îmi place costumul de baie al acestei tipe. Octavia McCoy. Moș Crăciun, mă gândeam să ne căsătorim astăzi, știi? O să împărțim un pat și... bla bla. Maybe we could find new ways to fall apart, but my friends are back, so let's race... Da-te, dracu-mi strici nunta! Sunt atât de excitat de această nuntă, care nu se mai petrece. Toată lumea se înjură. Este o nuntă, oameni buni! Nu fiți nașpa! Suntem huiduiți! Cristina Ciobănașu are mulți hateri, dar ăsta este momentul ei special, să nu-l stricăm. Illuminati pe femeia asta! Uite, vedeți ce are pe spate? Este din Illuminati, vă zic eu. Are un triunghi cu un ochi. E? Este o conspirație. Toată lumea este emoționată. Now kiss. Ok, v-ați căsătorit, acum să mâncăm. Miley Cyrus, fă niște băuturi alcoolice cum nu mai știi tu. Cum nu mai tu știi. Cum nu mai știi tu. Bun. Mâncare, oameni buni? Stai mă, de fapt nu pot să mănânce din tortul de nuntă? What is wrong with this? Ăla e doar de frumusețe, trebuie să tai și ei un tort de nuntă. Forever wedding cake, până când unul din ei va muri. Va urma, ne vedem, pa!